Turneele finale ale Ligii a patra de fotbal Hunedoara au ajuns înaintea ultimei etape. În Final Four, campioana județului Hunedoara va fi decisă miercuri, 28 aprilie, de la ora 17, la Brad, unde echipa locală Aurul, actualul lider, va da piept cu a doua clasată, Retezatul Hațeg. Între cele două combatante este doar un punct de diferență, însă acest lucru avantajează echipa din Brad, care poate câștiga campionatul și cu un meci egal. După un sezon cu foarte multe provocări, un sezon atipic pentru fotbalul nostru județean, unde ne-am văzut de multe ori să amânăm meciuri, ne-am văzut să ne reconfigurăm puțin desfășurarea campionatului, într-adevăr, mâine suntem la ultima etapă. Mâine vom afla câștigătoarea, cea care ne va reprezenta la jocurile de baraj. Așa cum știți, și jocurile de baraj anul acesta sunt puțin modificate. Indiferent cine câștigă mâine, da, poate să ne reprezinte la baraj. Bradul, într-adevăr, are două șanse, poate să beneficieze și de un joc egal, terminat la egalitate. Câștigătoarele de Liga a patra ar trebui să treacă prin două tururi de baraj, dar sunt șanse destul de mari ca reprezentanta județului Hunedoara să scape de prima rundă. Indiferent însă de ce se va întâmpla, Cristian Petrean, președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, crede că atât Aurul Brad cât și Retezatul Hațeg au capacitatea de a trece barajul și astfel să promoveze în Liga a treia. Poate pe vremuri, știți cum e, să mai încălzeau bilele, acum nu se mai încălzesc. Sper să avem norocul să nu fim printre echipele care vor disputa meci, dar până la urma urmei avem experiența necesară, avem ambele echipe, și Aurul Brad și CSR Retezatul Hațeg, echipe care își doresc să promoveze la nivelul Ligii a treia. Dacă vom avea ghinionul să jucăm în primul tur, sunt convins că și Aurul Brad și Retezatul Hațeg vor face o figură frumoasă, astfel încât în faza a doua a barajului să ne regăsim la jocuri. Pentru a asigura o cât mai mare imparțialitate jocului decisiv, Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara a decis să trimită la meciul dintre Aurul Brad și Retezatul Hațeg o echipă de arbitri din satul mare.